Mircea Badea de la Antena 3, intervenție furibund la România TV, război total cu poliția, atac la adresa lui Marian Vodin. Vedeta Antenei 3, Mircea Badea, se află în centrul unui scandal imens. Acesta a fost citat la Poliție pentru data de 20 martie, pentru a aduce clarificări în cazul jignirilor aduse poliitilor, după cazul poliistului pedofil. Poliitii s-au sesizat după o serie de mesaje postate de Mircea Badea pe pagina personală de Facebook. Mircea Badea a avut o intervenție furibund la adresa poliției. În direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Badea s-a dezlănțuit la adresa poliției, dar sublinierea la adresa policistului blogger, Marian Vodin. Sunt încă în libertate. Nu am înțeles nimic din acea hârtie. Am arătat-o sublinierei altora. Nu a înțeles nimeni nimic. Și ca subliniere fi spus ni subliniere pe nasoale pe Facebook despre poliție sublinierei din sublinierei m-au chemat să le clarific me. Poliția din România are preocupări pentru astfel de prostii. S-au terminat toate dosarele cu crime, cu violuri, pedofilii. Stau pe Facebook sublinierei se uit la mine. Trebuie să mă duc acolo să mă amendeze, e o prostie. Eu marci nu mă duc. Dacă nu primesc o citație, eu nu mă duc. A sublinierea l-a invitat și la mi subliniere to, eu nu mai răspund. Dacă apar clarificări, subliniere tiu de ce mă duc. Godin a picat 183 de examene. Nu cred ce m-a raportat el pe Facebook. Nu cred ce a putut să mi citească nici măcar jumătate din postr. Nu cred ce m-a chemat poliția ca să-mi dea dislike. Dacă aveau nevoie de bani, ar fi trebuit să spun, a spus Badea.